Distinsă doamnă rector, onorați colegi, dragi studenți, ne bucurăm să vă vedem în casa noastră, într-o componență atât de atractivă, ceea ce înseamnă că revenim la normalitate, la ceea ce este firesc pentru o instituție de învățământ superior. Și în acest context țin să accentuez că Universitatea de Stat Alec Rousseau de Bălți, ca și instituție publică, alocă spațiu, efort, dar și competență pentru promovarea cercetării. În special pentru studenții care nu au asistat în proces de pandemie la forum științifice, lansări de carte și alte evenimente axate pe cercetare, reamintim că constant, anual, ca și tradiție și competență, Universitatea organizează o multitudine de activități științifice pentru promovarea acestei competențe de cercetare, una care vă formează și vă consolidează viitorul profesional. Dragi studenți, ne bucurăm că la acest for științific interuniversitarea, aflat la cea de-a 18-a ediție, s-au înregistrat circa 230 de studenți din 15 instituții de învățământ superior și, după cum ați observat în program, sunteți prezenți cu comunicări în 4 secțiuni și 25 de ateliere. Noi avem o tradiție în universitatea noastră. Atunci când scoatem în evidență facultățile, le scoatem în ordine cronologică, așa cum au apărut în istoria universității, avem la litere 8 ateliere, 9 la ŠREM, 5 la ŠEPA și 3 la Facultatea de Drept și Științe Sociale. Stimați studenți, participanți la cea de-a 18-a ediție a conferinței studențești interuniversitaria, un eveniment mult așteptat de întreaga comunitate academică bălțeană și mă uitam cu mare plăcere la această sală, la cei care sunt la balcon. De mult timp această sală nu a văzut atât de multă lume bună aici în sală. Cu părere de rău, perioada pe care am trăit-o recent ne-a ținut departe unul de altul și noi ne-am conformat, n-am avut încotro. Și mă bucur că avem acum această ocazie să fim mai aproape fizic unii de ceilalți și să putem să ne împărtășim acele rezultate pe care le-am obținut, iată, pe perioada, probabil, când am fost mai departe unii de alții, pe perioada pandemică, când am lucrat la distanță, dar nu am cedat în fața greutăților și am reușit, probabil, voi toți, să obținem rezultate științifice, rezultatele primelor voastre investigații, cercetări științifice. Este o ocazie unică pentru studenții din cele 15 instituții de învățământ să participe la acest for științific, să aveți ocazia să vă schimbați cu opiniile. Îmi permit să aduc mulțumiri și celor 15 instituții participante. O să-mi permit să le citesc pentru a nu le omite, în semn de gratitudine pentru participarea an de an împreună cu comunitatea academică bălțeană în acest for științific. Mulțumirile noastre se îndreaptă către Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Stat Bogdan Petricescu Hârdeu din Cahul, Universitatea de Stat Educație Fizică și Sport, Universitatea de Teologie Ortodoxă din Iași, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice și extensiunea Bălți a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, dar de asemenea la Universitatea Stere
de științe economice din Republica Moldova și nu în ultimul rând, așa că gazda ne stă bine să scoatem în evidență inițial universitățile partenere, nu în ultimul rând universității de stat ale Borussia Dimbăv, cea mai dragă pentru noi și cea pentru care depunem eforturi conjugate zilnic. În acest context, demarăm procesul de salut care vor fi prezentate de către studenți, inclusiv de la universitățile partenere. Evident că nu am putut să ne permitem luxul de a oferi cuvântul tocmai pentru 15 studenți, dar demarează acest proces Veronica Cușan, președintele autoguvernanței studențești a universității noastre, care tocmai se află la o competiție în Chișinău, dar și-a rezervat timp și spațiu suficient pentru a participa la conferința noastră de astăzi. Domnișoara Cușan, vă oferim cuvântul. Bună ziua, sper că mă aud bine. Da. Sper să te ridic, eu sunt de la OSA și încerc să se ridic de această universitate. Eu vreau să vă spun că sunt foarte extraordinar de contentă că situația epidemiologică ne-a permis să fim organizat așa o masă cu cuvinte în prezență fizică. Chiar în mare loc nu este posibil să fiu și eu acolo și simt energia asta sala plină de oameni, studenții care îi așteaptă, care au emoții, că nu știu, este jumătate de oră să începe lucrul în secție. Eu vreau să vă spun că mare mulțumesc în primul rând organizatorilor că am reușit, dumneavoastră, de fapt ați reușit, să organizați așa o frumoasă conferință. Vreau să vă spun că mare mulțumesc tuturor participanților și aici mă refer și la studenții universității noastre și la studenții din alte universități. Vorbeam că două zile în urmă cu doamna Cisca și doamna Cisca mi-a spus că avem foarte mulți participanți. Și eu stau și mă gândeam, e cât mulți. După care, câteva minute, am primit programul conferinței și am văzut într-adevăr că sunt o mulțime de lucrări. E extraordinar de frumoase și de interesante și de diverse. Eu nu știu dacă o să reușesc să mă plimb așa pe Google Meet, cer puțin la câteva secțiuni, dar am văzut că de mie de lucrările sunt foarte interesante. Bine, nu mai știu eu foarte mult în filologie sau în alte domenii, dar mi s-au părut foarte interesante aceste lucrări și asta demonstrează faptul că studenții noștri și studenții care sunt oaspeți în ziua de azi dau dovadă de interes. Sunt studenți muncitori și, cum a spus și doamna Gașițoi, ne vor prezenta astăzi ce au muncit timp de o lună, două săptămâni sau prezente, cât s-au pregătit pentru această conferință. Cuvintele de salut de la student pentru student vin de această dată de la domnișoara Angela Burlea, studentă Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău. Mulțumesc mult, stimați organizatori, stimați participanți, colegi studenți, mă numesc Angela Burlea, sunt studentă la programul Management Politic și Electoral, ciclul 2, master, cadrul SME FISPA și sunt onorată să vin cu un cuvânt de salut din numele studenților Universității de Stat din Moldova. Obiectivul conferinței științifice este de a reuni studenții de la ciclul 1, licență, și studenții de la ciclul 2, studii de master, din instituții de învățământ superior, fie în un bun prilej de a face schimb de idei, de a dezbate noi perspective de cercetare și de a împărtăși o parte din experiența proprie, dar și rezultatele cercetării în mari domenii ale științelor. Sunt sigur că acest eveniment va aduce o plusvaloare mediului academic universitar de Republica Moldova. Pornim spre o altă universitate, la fel cu care avem un parteneriat durabil și eficient, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Treagă din Chișinău, care o are în calitate de mesageră astăzi pe Diana Parfene. Dragă Diana, te rugăm să vii cu un mesaj către participanții acestui for științific. Bună ziua! Stimată gazda evenimentului, stimați participanți la conferința științifică a studenților interuniversitaria, sunt masteranda Universității Pedagogice de Stat Ion Treagă din Chișinău. La programul ciclul 2 de tactică învățământ primar, Catedra Pedagogie a învățământului primar, Facultatea Științei ale Educației și Informatică. La momentul învățătoare, dragul voi, la Instituția Publică Electro-Bioretică, Alexandru Tăpun, Norășelul Sângera, Unii de Chișinău. Prin evenimentul de astăzi, am onoarea de a reprezenta Catedra de Profesionalizare la programul de master, dacă în alte semne de studii și să trăiască în alte instituții academice din țară.
De asemenea, prin evenimentul științific de astăzi vom dețimina experiența personalizată de interpretare și vom incorpora alte dimensiuni, modalități și viziuni de interpretare verse, după tema și căci abordare științifică. Ne întrebăm către Universitatea Liberă Internațională din Moldova, care o are în calitate de mesager astăzi pe domnișoara Elena Iernu, care vine cu un salut pentru, cu un cuvânt de salut pentru participanți. Vă rugăm! Bună dimineața, stimată audiență, sper că m-am oprit. Astăzi am onoarea de a mă adresa în calitate de președinte a Consiliului Studențesc al Facultății de Litere ULIM și permiteți-mă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia deschiderii ceremoniei cea de-a 11-a ediție a Conferinței Științifice de Cercetare Interuniversitară, să se aducă mulțumiri în mod special comitetului organizator, iar studenților participanți le urez astăzi mult, mult succes în așteptă la talentele și aptitudinele, prezentându-și lucrările la care am încercat cu atâta sărință. De asemenea, le doresc rezultate frumoase în examenele semestriale, finale și în aș susține tezele de licență. De asemenea, tuturor, cu ocazia Sfintelor Sărbători care se apropie, vă doresc un timp frumos de trecut alături de cei dragi, iar pentru cei care studiază engleza și pentru cei care și-au pregătit lucrările în engleză, I have my words with you. Ambition is the road to success. Persistent is the vehicle of the right man. Thank you so much. Și noi vă mulțumim, dragă Elena, cu adevărat, lucrările conferinței își vor ține astăzi, conferința își va ține lucrările în 7 limbi, comunicatele sunt elaborate în limba română, limba de stat a țării, avem comunicate în limba rusă, ucraineană, germană, engleză, spaniolă și franceză și ne bucură faptul că avem studenții care sunt purtători a culturii, civilizației și limbii altor state, fiindcă suntem într-o perioadă când competența lingvistică și necesitatea de a vorbi limbi străine devine parte componentă a formării profesionale. Ne îndreptăm către capitala României, București, Academia de Studii Economice, și îl invităm pe Dan Brănașco să vină cu un cuvânt de salut pentru participanții conferinței. Vă rugăm! Bună ziua, stimat rector, distinsă doamnă prorector, onorată audiență, mă bucur să vă salut în București de la Academia de Studii Economice, acolo unde fac studii de primul an de licență la Facultatea de Finanțe, Bănci și Asigurări și curse de valori. Sunt onorat să particip la conferința științifică a studenților interuniversitari, un eveniment care unește tinerii inteligenți din diferite țări și universități. E o manifestare importantă pentru studenți, un start frumos în cercetarea științifică. Mulțumesc mult Universității de Stat Oleg Ruzodin-Belz pentru oportunitatea de a participa la conferința interuniversitari, de a împărtăși gândurile și de a afla multe lucruri interesante, fiind convins că anume tinerii inteligenți, cu aspirații și spirit civic, vor schimba lumea spre mine. Și noi vă mulțumim, dragă doamnă Brănașco, subscriem acestui deziderat de final, avem aceeași convingere și chiar ne sunteți dragi și scumpi și vă oferim tot suportul pentru a evolua pe dimensiunea personală, care este semnificativă, dar și pe cea profesională. Vă remarcat că Dan Brănașco a fost beneficiar al școlii antreprenoriale FinSmart cu USAR, avem așa o școală, dar fiind faptul că deja veniți obișnuit la ore, o să vă implicăm absolut pe toți care nu ați fost și a avut un succes remarcabil prin ideea de afaceri, care l-a dus exact către o universitate care o să-i ofere și competențe consolidate pe dimensiunea respectivă. O invităm acum pe Tatiana Ichim, studentă la Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău, să salute participanții. Dragă Tatiana! Bună ziua, stimați organizatori, participați la conferință. Sunt studenta Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, specialitatea Criminologie și Științe Penale și astăzi am o deosebită plăcere să vă salut din partea tuturor
studenților instituției noastre din partea domnului rector și am plăcere să vă felicit cu deschiderea celei de-a 8-a ediție a conferinței științifice a studenților interuniversitare. Considerăm că conferința dată constituie un eveniment important la dezvoltarea academică și profesională a studentului, care contribuie fără îndoială la îmbunătățirea procesului de cercetare științifică și rezolvarea problemelor sociale, economice, politice și de altă natură. Opiniile tinerilor cu privire la aceste probleme sunt valoroase, deoarece reflectă atitudinile lor la schimbările care au loc în țara noastră și în lume.